Din 1 aprilie 2020, pensiile ar putea crește cu 4,8%. Cifra exactă va fi cunoscută în luna martie, potrivit Ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu. Statul prognozează ca pensiile să fie indexate și din 1 octombrie, pentru persoanele cu venituri sub limita minimului de existență. Numărul beneficiarilor va fi cunoscut după prima indexare din 1 aprilie. În proiectul bugetului asigurărilor sociale se prevede ca pensiile să crească de 2 ori pe an. La 1 aprilie ne propunem să mergem conform formulii generale. La 1 octombrie anul 2020 ne propunem indexarea pensiilor pentru pensionare, deci care sunt sub limita minimului de existență. Noutatea că pensiile ar putea fi majorate cu doar 4,8% nu i-a prea bucurat pe oameni. Pensionarii spun că această creștere este infimă comparativ cu cheltuielile lor zilnice. Măcar 8% ar fi și încă tot parcă e puțin. Trebuie să gândească guvernul să o leagă mai bine și să mărească în toate ramurile. Adică, cum s-ar culmi să trăiască om la ziua de azi, după toate scumpirile astea care se fac la prezent, și o pensie ar trebui și mai mare. Eu primesc pensie 800 de lei. 65 de ani, am 45 de ani lucrat în continuu. Nu e suficient, e greu tare. Și 30, măcar 40%. Ce 4%? Ce să faci cu 4%? Și câștig eu. Dar toate și ele, absolut toate, că de când asta ia se schimbă prețurile în fiecare zi la toate produsele alimentare. Cât ar trebui să mărească așa ca pensionarii să trăiască decent? Hai, o 6.000 curat. Nu-i de ajuns. Și chiar dacă așa s-o indexez încă și în octombrie. Eu am lucrat 48 de ani. Și dacă am pensia de 2.800, acolo 3.000 de lei, de pildă, și așa care a stat sub gard și nu a făcut nimic, și așa la tot îi indexează. Bugetul asigurărilor sociale pentru anul viitor a fost estimat la 23,4 miliarde de lei, cu 9% sau cu 2 miliarde 600 de milioane de lei mai mare decât în 2019. Mai mult de jumătate va fi alocat pentru achitarea pensiilor, peste 14 miliarde de lei. Aproape 3 miliarde de lei vor fi direcționați la achitarea indemnizațiilor pentru persoanele cu dizabilități, iar 2,4 miliarde sunt prevăzuți pentru susținerea familiilor sărace. Ne propunem majorarea începând cu 1 ianuarie 2020 cu 200 de lei a cuantumului alocațiilor lunare de stat pentru beneficiarii, deci participanți la acțiunile de luptă pentru integritatea teritorială și independența Republicii Moldova, acțiunile de luptă din Afganistan și din alte state. Proiectul de modificare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 urmează să fie aprobat de guvern și ulterior de Parlament.